Evol într dintr-un liceu din capitală și continuă agresiunile. Autoritățile nu au luat nicio măsură privind comportamentul adolescentului, chiar dacă au trecut deja mai bine de trei luni de când comportamentul său agresiv a fost sesizat. Băiatul nu s-a oprit și își agresează fizic și verbal atât colegii cât și cadrele didactice ale liceului. În cel mai recent episod de violență a fost necesară sedarea tânărului pentru a se putea liniști. Elevul liceului teoretic Alexandru Vlahuță din București a continuat să-și terorizeze colegii și profesorii după ce, în urmă cu trei luni, Consiliul Municipal al Elevilor a prezentat acest caz public, autoritățile nu au luat nicio măsură și continuă să facă cercetări, totul în timp ce elevul își agresează în mod repetat colegii. În cel mai recent caz, băiatul și-a amenințat colegii cu bătaia, i-a jignit și fugărit, unei fete i-a furat telefonul și a lovit cadrele didactice, dar și pe directorul instituției de învățământ. Pentru a se liniști, a fost necesară intervenția unei ambulanțe. Personalul l-a imobilizat și l-a sedat pe băiat. Cazul lui a devenit public în urmă cu trei luni atunci când colegii săi au povestit cum erau amenințați, mușcați și agresați fizic. Consiliul Municipal al Elevilor afirmă că, deși conducerea unității de învățământ cunoștea aceste lucruri, n-a luat nicio măsură în privința adolescentului cu probleme de comportament. Consiliul Municipal al Elevilor București găsește alarmant acest caz dar și indiferența cu care a fost tratat de persoanele responsabile cu privire la asigurarea unui mediu optim de învățare. Cu toate că atât elevii cât și părinții, alături de profesori, au sesizat direcțiunii această serie de incidente care, pentru victime, par să nu se mai sfârșească, nicio măsură concretă nu a fost luată. Mai mult, ne-a fost comunicat faptul că unele dintre victime au mers chiar și mai departe, recurgând la plângeri penale, în speranța că vor primi ajutor, au declarat reprezentanții Consiliului Municipal al elevilor din București. Până în acest moment nu este cunoscută cauza comportamentului agresiv al băiatului